Dezbaterea Cancer Survivor 360 organizată de redacția 360medical.ro este primul eveniment online din 2021 din seria conferințelor 360 APT, Acces politic și terapii, primul deci care a fost structurat în două sesiuni, una pentru publicul larg, iar a doua dedicată exclusiv specialiștilor din sănătate. Cea din urmă a fost transmisă doar către profesioniștii din domeniul medical, fiindcă s-au abordat chestiuni profesionale și multe aspecte tehnice. Totuși, s-a vorbit mult de supraviețuire, iar medicii au venit cu povești interesante despre felul în care luptă pacienții cu această boală, cancerul, și cum supraviețuiesc. Conferențiar universitar dr. Michael Schenker, directorul medical al Centrului de Oncologie Sfântul Nectarie Craiova și președintele Comisiei de Oncologie din Ministerul Sănătății, a fost invitat să facă la începutul evenimentului o scurtă prezentare a progreselor înregistrate privind diagnosticarea cancerelor și tratarea acestora, dar și să povestească despre experiența celor peste 100 de pacienți cu cancer pulmonar metastatic tratați în clinica sa, pacienți care au deja 5, chiar 7 ani de supraviețuire de la diagnosticare. O poveste uimitoare despre supraviețuirea în cancerul pulmonar, pe care am decis să vă prezentăm. Nu mai este în regulă să facem, să punem un semn de echivalență, un semn de egal între cuvântul cancer și deces, pentru că lucrurile nu mai stau chiar așa. Sunt într-adevăr cancere care astăzi sunt tratabile, sunt transformate în, cum spuneai și tu, în boli cronice. Sunt ani de supraviețuire care sunt obținuți cu o calitate de viață bună pentru pacienți care altădată nu aveau foarte multe resurse de tratament. Așa că da, trebuie să fim, nu mai trebuie să fim atât de speriați în momentul în care primim un astfel de diagnostic. Până la urmă, trebuie să învățăm să conviețuim cu această condiție, pentru că aproape toate familiile din global, nu numai în țara noastră, au cel puțin un membru al familiei care suferă de un astfel de diagnostic. Categoric, pe plan global, pe plan mondial, au fost progrese remarcabile în ultimii ani, atât din punct de vedere al terapiilor specifice, al terapiilor oncologice, cât și din punct de vedere al metodelor de tratament, al metodelor de prevenție, al programelor de screening și așa mai departe. Dacă ne gândim numai la finalitatea proiectului Genom Uman și la impactul pe care l-a avut cunoașterea hărților interacțiunilor moleculare pentru oncologie, pentru cunoașterea mecanismelor de progresie ale cancerului, ne dăm seama de importanța și de magnitudinea acestor progrese. Pentru că până la urmă, da, conceptul acesta de terapie personalizată se bazează pe aceste descoperiri și pe aceste progrese în ceea ce privește biologia moleculară a cancerului. Sunt foarte multe molecule noi care au fost înregistrate de către agențiile guvernamentale în ultimii ani, de către FDA, de către EMA, bineînțeles, și fiind aprobate automat și în țara noastră. Așa încât, practic, astăzi avem la dispoziție un arsenal terapeutic pe care acum câțiva ani nu l-aveam, poate nici nu visam la a utiliza terapiile pe care astăzi le folosim cu succes, și iată, sunt și chiar disponibile financiar, multe dintre ele, și în țara noastră. Multe dintre tipurile de cancer au beneficiat de astfel de terapii noi. Dacă ne gândim numai la cancerul broncopulmonar, la melanomul malign, la cancerul prostatei sau la cancerul glandei mamare, deja am enumerat 4 dintre cele mai frecvente tipuri de cancere care beneficiază, cum spuneam, de astfel de terapii noi. Și implicit, pentru că marea majoritate a acestor terapii sunt direct legate de așa numite teste companion, teste moleculare care prezic răspunsul la acele terapii,
Bineînțeles, și progresele diagnostice, în acest sens, diagnosticul molecular a fost într-un progres evident în acești ultimii ani. Da, majoritatea tipurilor de cancere sau cele mai importante tipuri de cancere au avut îmbunătățiri semnificative ale supraviețuirii în ultimii 20 de ani. Îmi amintesc că la începutul anilor 2000, dacă reușeam să trecem de un an și jumătate de supraviețuire cu un pacient cu cancer pulmonar avansat, era foarte bine. Din păcate, acesta era media, să zicem, a acelor ani, poate chiar mai puțin. Însă acum sunt subtipuri moleculare de cancer pulmonar care au o supraviețuire, astăzi au o supraviețuire îndelungată, și asta se datorează exclusiv acestor progrese terapeutice, se datorează înregistrării, aprobării unor metode noi de tratament, este vorba atât despre terapia moleculară, despre terapia țintită molecular, cât și despre imunoterapie. Avem și noi în clinică, în experiența noastră, o astfel de poveste. Este povestea, de fapt, a unui grup de pacienți. Este povestea unui grup de pacienți cu cancer pulmonar care au între 5 și 7 ani de la diagnosticul unei boli avansate, unei boli metastatice, și care astăzi sunt în viață cu un răspuns extraordinar de bun la o nouă metodă de tratament. Au o calitate de viață excepțională și ce va rezerva viitorul vom vedea. Sunt deja, repet, între 5 și 7 ani de la diagnosticul bolii metastatice. Au beneficiat la momentul respectiv, 2014, 2015, 2016, de existența unor studii clinice în care au avut acces și care le-au permis să beneficieze de aceste terapii care astăzi sunt deja standard of care. Și am ajuns la acest punct pe care îmi propuneam să-l subliniez ca importanță, accesul în studiile clinice, fără doar și poate, este una dintre metodele, poate, cred eu personal, poate și puțin și subiectiv datorită experienței personale, cred eu că este una dintre posibilitățile cele mai bune de a crește supraviețuirea pacienților pe care îi tratezi, deoarece știm cu toții că în aceste studii clinice, în aceste trialuri clinice internaționale, până la urmă pacienții primesc obligatoriu cel mai bun standard of care curent la momentul respectiv, sau pot să primească și o terapie nouă, o terapie inovatoare, care pot să le aducă îmbunătățiri semnificative ale supraviețuirii față de nivelul actual al progresului. Asta s-a întâmplat și cu pacienții noștri și nu sunt 1, 2 sau 3, sunt peste 100 de pacienți. E adevărat, sunt peste 100 de pacienți din alte câteva sute, 5-600 de pacienți tratați, deci până la urmă nu este un procent foarte mare, nu sunt decât 20-25% din pacienții cu un diagnostic grav, dar sunt pacienți care altfel, dacă nu ar fi existat acele programe, dacă nu ar fi existat acele studii clinice, astăzi probabil că nu ar mai fi fost printre noi și nu am mai fi putut vorbi la un modul pozitiv despre această experiență. De aceea cred că îmbunătățirea acestui segment de cercetare în cadrul Planului Național de Cancer, care urmează să fie dezvoltat, stabilit pe parcursul acestui an, cred că este unul foarte important. Cred că resursa, infrastructura și resursa umană adresată cercetării clinice, cred că trebuie extinsă foarte mult pe la nivelul țării. Trebuie să fie incluse centre noi, trebuie să aibă acces cât mai mulți pacienți în aceste trialuri clinice. Trebuie să ajungem acolo unde ne dorim, și anume la o rată mult mai mare de participare, la o rată mult mai mare de prezența studiilor clinice în țara noastră. Într-adevăr, sunt progrese extraordinare în cancerul pulmonar, dar asta se întâmplă numai pentru o parte dintre pacienți. În primul rând, pentru acei pacienți care au
mutații genetice care pot fi țintite cu terapii care deja există și sunt chiar și la îndemână. Și de asemenea, o altă parte de pacienți care răspund foarte bine la imunoterapie, deja există biomarcări care pot prezice acest lucru. Sunt, în primul rând, așa numita instabilitate microsatelitară și încărcarea mutațională a celulei maligne, a genomului celulei maligne, și de asemenea expresia PD-L1. Astea trei lucruri sunt biomarcări care ne spun că pacientul respectiv poate să răspundă mai bine la imunoterapie. Cel puțin pentru instabilitatea microsatelitară există aproape o certitudine. Însă sunt într-adevăr și alți pacienți care răspund la acest nou tratament, la această nouă clasă de terapie, imunoterapie, fără să aibă astfel de biomarkeri prezenți, și sunt destui, chiar mai mult de jumătate din cei 100 și ceva de pacienți pe care îi avem noi cu aceste răspunsuri foarte bune, mai mult de jumătate dintre dânsii nu au niciunul dintre acești biomarcări prezenți la un nivel la care să ne ducă cu gândul spre un rezultat foarte bun sau nu ne-ar fi dus cu gândul spre un rezultat foarte bun la această imunoterapie. Cu totul, pacienții care beneficiază de terapie țintită molecular, precum și cei care pot să răspundă favorabil la imunoterapie, nu depășesc totuși 35, maxim 35-40% din totalul pacienților. Deci vorbim încă de mai mult de jumătate din pacienții cu cancer pulmonar avansat, metastazat, non-microcelular, care, din păcate, sunt încă cu o supraviețuire îmbunătățită clar față de anii 2000, dar totuși începutul anilor 2000, dar totuși încă mică față de ceea ce dădeam mai devreme ca exemplu pozitiv. Probabil că și pentru acești pacienți în viitorul apropiat va fi o soluție și pentru dânsii, poate alte terapii pe care astăzi nu le cunoaștem, așa cum în 2004-2005 nu știam despre tratamentele anti-PD-1 sau anti-PD-L1. La fel, poate acum nu știm despre o viitoare clasă de terapii care va revoluționa din nou oncologia peste câțiva ani. Categoric trebuie să fim optimiști și trebuie să ne păstrăm speranța pentru că avem aceste exemple și sunt unele cât se poate de elocvente.